vrei să simți Italia, vero, Milano, trebuie să vii pe Via della Spiga. Aici este, wow, o atmosferă superbă, cu magazine cu nume care nu știu, Loloc, am, sau ce, La Raffer, am, Dolce Gabbana, știți? Deci sunt branduri mari, o stradă demențială cu două, trei înălțimi, frumos, deci aici simți Milano, vero. Mai lipsește o înghețată. Domnul Alex, îmi pui și mie o înghețată aici? Mergem la un brand de top. Hai să te învăț și eu pe tine. Băi, întorci-te. Întorci-te. Deci când mergi pe strada asta Via della Spiga, unde sunt brandurile alea ieftine, da, ieftinele aia de la Dolce Gabbana, așa, apar și branduri mai serioase. Hai cu mine să te aduc așa. Hai. În acest episod voi prezenta ceva foarte exclusivist. Când vorbim despre asta, vorbim despre Hinghe 07. Caută-i pe Instagram, caută-i pe internet și vei vedea, vei înțelege, dacă nu înțelegi, îți explic eu ție de ce ei sunt deosebiți. În primul și în primul rând, ei în toate piesele de mobilier utilizează pietre naturale, metal și chiar piatră vulcanică. Deci fiecare piesă nu se mai repetă de două ori sau de trei ori. Este doar aici și când tu o cumperi, de exemplu, masa aceasta este în jur de 70.000 de euro și este ceva unic. Sau această piesă de mobilier, care la fel este compusă din elemente din lemn foarte scumpe, selectate, atent și aliniate să lucreze perfect. Uite ce polițe faine, ce îmbinări. Și atenție, metalul este foarte subțire. Deci ai un centimetru, un centimetru, un centimetru. Este un metal semi-prețios și cu această textură. Uite cum arată. Deci adâncimi, lățimi, polițe în două straturi îți fac spațiul tău să fie deosebit și foarte rar, să zic așa, da? Textura lemnului lucrată foarte moale plus pielea. Când te așezi, este o piesă de rezistență, da? Picioarele cu sticlă făcute în binel, uite cum e băgată sticla exact în picior și gândește că ai o piesă de marmură, din piatră, care este mat și puțin buciardată. Cu acest lemn și texturile foarte pastelate, se creează acea atmosferă wow! Uite la această bibliotecă care este făcută din elemente din metal. Gândește că metalul ăsta aproape nu e prelucrat, are ca o aripă de avion, plus inserțiile care vin în polițe. Polițe foarte groase din lemn prelucrat în culoarea nucului. Dă o acea senzație de wow unic, plus distanță de la perete. Deci nu sunt lucruri care le faci mereu la tine în apartament. Deci nu sunt într-o totul funcționale, dar arată, uite la calitatea asta cum aici e făcut. Deci este natura acasă, deci sunt materiale naturale, așa cum le știm noi. Dacă te deranjează acest decor care arată ca o... efectiv, atunci eu n-am putut să-l photoshopez sau să-l scot din... Dar asta și face, știi cum, limita... Da, artiștii câteodată știi cum se inspiră din lucruri mai porno-hub-uri sau cine știe pe acolo, dar piesa asta este unică și ea. Nu vreau să pun mâna pe ea. Nu, it's not my style. De revenind la elementele astea, uite grosimea lemnului, este lemn natural, marmă natural, tot teșit. Este foarte greu! Și gândește că a fost tăiată dintr-o piesă de marmur. Deci gândește că a fost cumva decupată în interior dintr-un slab mare de marmur. De aia este o piesă unică. Deci nu este placată, atenție. Și toată piesa asta are continuitate, atenție. Nu doar de aici în jos și încolo, dar și aici se duce până în capăt. Tot showroom-ul este o operă de artă. Fiecare piesă, fiecare detaliu este bine gândit, asortat într-așa mod încât să fie deosebit, unic. Brandul a apărut în 2011 ca un răspuns și au vrut să-ți facă ceva care este irepetabil și nu se mai găsește nicăieri pe această planetă. Dar dacă tu crezi că le-ai văzut pe toate, dă să-ți arăt o bucătărie din aur. A
Această bucătărie nu este o piesă simplă. Are o piesă de lumină deasupra de 4 metri lungime, plus toate corpurile sunt independente, individual făcute, deasupra este rocă vulcanică 100% extrasă, culoarea ei naturală prelucrată doar ca să reziste sub anumite unghiuri, să se scurgă, să se gătește cum trebuie, plus toată este îmbrăcată într-un metal cu patină din aur. Când aud asta și când pui mâna, el zice că are efectul de catifea. Ce? Nu credeai că poate să aibă și metalul efectul de catifea? Și această patină este unică. Deci fiecare, al doilea sau al treilea piesă nu există, pentru fiecare om va prelucra diferit această patină de aur, plus aceste fasade de metal, care le vezi în interior, au piele 100% natural și lemn la fel 100% natural. Deci fiecare piesă și fiecare element este atent gândit, aliniat, milimetric. Această bucătărie costă doar 170.000 de euro, doar pentru că îți spun că alte branduri au prețuri mai mari, strani, nu știu de ce, pentru că nu au argumentele astea pentru așa ceva. Sigur că tehnic vorbind este profi și lucrează perfect, cu polițe din sticlă, cu lemn masiv, cu o textură luminată în spate. Deci acele trenduri din episodul precedent de bucătării, dacă n-ai văzut, uite aici, mergi pe link și uite bucătăriile și trendurile din 2022 de la Isalone, dar aceste trenduri se găsesc și aici. Și atenție, este exclusiv pe canalul nostru de YouTube, Victor Grosu. Deci trendurile în materie de design care le-am discutat la bucătării, știi că au venit și în restul pieselor de design în interior. De exemplu, acum suntem la Baxter. Dacă nu știi ce e Baxter, scrii și tu acolo baxter.it sau ceva și vezi. Este o companie care s-a recomandat prin elemente foarte faine, foarte interesante, făcute din piele deosebită. De exemplu, aici o masă teșită cu elemente din marmură liniate, care arată wow. Dar hai să-ți prezint o canapea foarte, foarte faină și nouă. În ea, efectiv, sari și te relaxezi. Uiți de tot ce ai vrut, dar hai să-ți arăt. În primul rând, piele, câteva straturi și fiecare piele are certificat și cod și produs în Italia 100%, plus această încheietură la margine și acel efect de două părți. În cazul dat, tu poți să ai mai multe modalități de a utiliza această canapea. În primul rând, un element de legătură între două piese, e modulară și dacă ai mai multe tipuri de șezut. Una dintre canapele care a intrat în inima și a ajuns la nivelul emoțiilor sus de tot în relație cu creierul meu este această canapea de la Baxter, care are o formă rectangulară, după aia se transformă într-o așa un trapez cu unghi întors care arată wow, în care pielea și totul este la nivelul excepțional. Toate produsele care sunt prezentate la Baxter sunt în zona premium. Vorbim de premium, într-adevăr, partea de sus. De exemplu, uite o comodă în care sunt două piese de rezistență, lemnul de sus și lemnul de jos, care sunt două baze, totodată niște uși care au o formă semicerc, deci efectiv inspirația aia din Japonia și formele subtile îmbrăcate în piele. Deci gândește că ai niște uși din piele cu aceste mânere care fac diferența. Deci este ca o piesă de rezistență în living-ul tău sau în zona de dining. Deci ca să înțelegi, unul dintre cele mai mari provocări este să găsești acea piele perfectă îmbrăcată în piesă sau formă. Și atunci cât de băcie trebuie să găsești aceste îmbinări, colțuri perfecte care și în timp, uite cum se schimbă, pentru că este o piele întoarsă și ai efectul ăsta de catifea, stofă și foarte, foarte plăcut la atingere, plus combinația formelor. Deci toată asta împreună generează calitatea brandului și ceea ce face acest brand să devină lider mondial. Următoarea noastră oprire este un brand italian, Arc Linea, care după ce a fost cumpărat de B&B, se retransformă și se regândește în fiecare an. Hai să-l descoperim!
Dacă ai privit videourile mele despre bucătării, ai observat că sunt insule elemente de perete în care sunt de obicei frigiderele, cuptoarele, microundele. Dar Artlinie are ceva patentat și deosebit. Acele uși care se deschid și pătrunzi în spațiu. Deci vorbim despre alt nivel al bucătăriei. Avem în spate un perete. Dacă nu ți-aș arăta acest perete și nu sunt, de exemplu, nu ai mânere, ce vezi? Este un perete din lemn. Când îl deschizi, efectiv, acest sistem de deschidere armonic, semi-armonic, îți permite să ai acces în spațiu și ai imperiul bucătăriei care este super profi. Deci avem lumină, avem hotă efectiv ca la bucătărie și poți să fii masterchef la tine acasă. Încă o soluție destul de interesantă pentru bucătărie este că au schimbat această distanță. De obicei undeva e aici distanța, 60. Ei, aici s-au dus undeva la 70 și ce au încastrat aici efectiv hota ca un element decorativ. Deci o piesă din metal din cupru plus, uite, cuprul ăsta aici este distanțat pentru că ai niște polițe care poți să le agăți, să le scoți de aici, să le pui în dependență cum îți trebuie. Este o soluție minimalistă. Atenție, aici este o piesă mai lăsată în jos, deci este un element de marmură lăsat puțin în jos, pentru când gătești murdărie să nu-ți cadă în jos și aliniat la față cu fațadele din cupru. Foarte interesant, acest cupru în combinație cu această marmură, cu mici inserții roșiatice, să se lege foarte bine aici, plus lemnul și decorul și fațadele din sticlă texturată, plus polița din sticlă. Cum tu crezi? De ce e polița din sticlă aici? Ca să vezi ce ai acolo, pentru că nu ai cum să vezi dacă ai pus ceva o cutie acolo și nu o vezi. Ieșim de la Artlinie și mergem acum vis-a-vis peste drum unde se află B&B. Deci s-au adunat toți împreună într-o zonă aici. B&B-ul, Artlinie, dacă sunt de o mamă și de un tată. Mă primam prin B&B și când l-am găsit eu? Am găsit pe Adrian. Păi, domnul Adrian, povestește-mi, ce e aici? Unde ești? Știi, unde era la detalii, la secțiuni, să vadă cum e făcut, din ce-i strâns. Am înțeles, au și o gaură aici. Poți ascunzi niște bănuți aici. Parcă ești într-un living care poți să-l duci afară. Și această stofă, știi de ce este utilizată la exterior? Pentru că are o țesătură foarte, foarte, foarte deasă și picătura foarte greu pătrunde în ea. Dar nu te grăbi să pleci de la B&B vizitând doar parterul, pentru că la Demisol se află brandul din familia lor, Max Alto. Nu e simplu. Dacă vezi acest semn, înseamnă că este o zonă mai premium. Înseamnă că canapelele, stofele, scaunele, toate vor fi deja la alt nivel lucrate. Deci, Max Alto este brandul premium în care calitatea materialelor, texturilor, uite, îmbinarea, de exemplu, la margine este făcută cu piele. Da, cu piele. Lucruri care nu le găsești la orice brand. Totodată textura asta așa, sigur, este mai pretențioasă. Dacă ai pisici pe acasă, domnul Alin, da? Deci pisica ta va face sigur că pisicile nu sunt doar animale, sunt și pisici ale feminine prin casă, da? Ale tot pot să fac miau, miau, miau. Deci dacă voi designeri veniți în Milano și nu intrați măcar să vizitați, să vedeți brandurile de top, măcar să le vedeți, să faceți cunoștințe, deci de ce vă veniți la Milano? Deci acest pat îl pui fix în centru. Noi avem într-un proiect, caută pe site la noi, în High Project, este un penthouse la mare, în care am pus această piesă, un pat fix în centru. Deci patul devine o insulă. Hai după mine! Și asta poate fi făcută în diferite culori. Atenție! Aproape 2,20 m așa, după aia piesa asta din spate poate fi și mai înaltă, deci ea poate fi tapețată, capitonată până sus. Sau poți pui un baldahin. De exemplu, dacă ești undeva într-o țară mai călduroasă sau pe malul unei mări sau plajă undeva, unde ai țânțari și ai închis cu baldahin. Acestea au fost două zile în Milano, cu design, cu emoții, proveți, sper că ți-a plăcut, am avut emoții și de toate. Hai să mâncăm, da, gata, noi tot suntem împreună, pa, pa, ne vedem data viitoare, pa, pa!